Atentatele de la Paris vor afecta negativ economia, deoarece granițele în Europa urmează să fie închise. Deja s-au luat măsuri de închidere temporară a granițelor, iar până ce deciziile să devină oficiale nu va trece mult. Fără îndoială, oprirea circulației libere a oamenilor va avea un impact economic uriaș. Piețele muncii vor deveni mai puțin mobile, iar companiile dependente de forța de muncă ieftină vor avea de suferit. Totodată, succesul euro va deveni mai dificil.